Bine, ne-am regăsit la un nou episod din 5 minute cu Ioana. Astăzi îl avem alături pe Radu Saizu de la ReShare. Înainte să îl lăsăm și pe Radu să spună orice, vreau să vă spun... Înainte, Radu. Ok. Bine, bine ai venit, Radu. Bine te-am găsit, mulțumesc. Bine că ne-ai mai găsit. Bine că v-am mai găsit. Vreau să vă spun că este prima ediție, primul episod din 5 minute cu Ioana reinventat. După cum vedeți, avem un alt decor, suntem la noul nostru sediu din Emanuel Porumbaru și ne-am decis să spargem gheața cu Radu. Mai mult decât atât, că e alt sediu, alt decor, alt format, pentru că avem tot 5 minute contra cronometru pentru răspunsurile lui Radu, tot 10 întrebări, 7 sunt HR related și 3 sunt întrebări nesimțite. Măi, dar nesimțite. Pentru alea 3 întrebări nesimțite, ca să nu zică nimeni că am vrut eu să fiu aia rea, am scos 10 întrebări nesimțite pe care le-am pus în ce-mi place mie cel mai mult. O să-l lăsăm pe Radu să și le aleagă. Așa că nu ucideți mesagerul, nu vă zic cine le-a făcut, dar decizia ți aparține. Gata, începem așa. Alege cu trei, fără să le desfaci, evident. Okay. Hai să vedem, la fundul paharului se ascunde adevărul, deci hai să luăm și mai de la fund. Nu comentez între... Așa, și încă una. Perfect! Acestea mi le dai mie, drag Radu. Uite-le aici. Și vom face în felul următor. Deja mi-e frică. Întrebarea 3, întrebarea 6 și întrebarea 9. Ok? Bun, așa facem. O să facem în felul următor. Ai 5 minute contra cronometru pentru răspuns. Avem 10 întrebări. Informațiile pe care tu le vei da sunt relevante atât pentru candidați cât și pentru angajatori. Aș aprecia să putem răspunde la toate 10, deci hai să te rog să ne grăbim, să compresăm răspunsul. Am înțeles. Cum o să fac eu ca să nu te sabotez? În momentul în care eu adresez întrebarea, voi opri tot timpul cronometrul. Ok. Tu poți să-ți calculezi 30 de secunde pentru fiecare întrebare sau mai puțin și atunci evidenții se reportează și ai timp mai mult pentru următoarea sau o lași pentru ultima. You never know. Hai că vedem. Dacă cumva alegi să dai skip la una dintre întrebări, poate e inconfortabilă, un shot de tequila la final, nu știu cu ce ai venit, nu știu cu ce pleci, dar pleci de aici, fericit. Nu contează ce am venit, sigur plec pe jos. Sper în două picioare, acum depinde câte întrebări. Vedem câte skip-uri dai. Bun, suntem pregătiți? Suntem. Să procedem. Radu. Da. Zen HR se referă la o analiză de climat care crește cumva performanța, anume analizezi ce se întâmplă, cum e spațiul într-un birou și cu niște caracteristici sau indicații Zen poți să faci o reconfigurare, poți să adaugi niște elemente, poți să faci niște chestii, astfel încât s-a dovedit că poate să crească performanța angajaților de la locul de muncă. Pur și simplu prin această modificare. Ce părere ai despre asta? Păi dacă chiar funcționează, mi s-ar părea mișto. Nu știu, n-am testat asta. Eu lucrez în mare parte de acasă. Eu am zenul meu acolo, care îmi crește performanța. Dar mi se pare o treabă ca lumea, dacă chiar există. Să crești performanța doar prin spațiu, E bine. Bun. Cât de des ți se pare util să aibă loc măririle salariale în companii, Radu, și de ce? Cred că după perioada de probă, după 3 luni, după ce înțelegi cam care e treaba, ar putea să existe o mărire, apoi cumva la fiecare an să existe iarăși o discuție, dar bazat pe performanțe, nu doar vreau o mărire pentru că îmi doresc o mărire și atât, angajatul să vină cumva să-ți spună și de ce merită acea mărire. Am apreciat tot timpul angajații care au venit și au spus, băi, am nevoie de mai mult, dar uite de ce. Așa mi s-a părut că e cea mai relevant să se întâmple. Bun. Hai să deschidem prima întrebare inconfortabilă. Și eu am emoții, nici nu știu care este. Și mai sunt și primul din acest format. Incredibil. Pentru câți bani ai fi dispus, Radu, să alergi în boxeri în fața la Unirii timp de 10 minute? Fiecare are un preț, nu? Mamă, mamă! Hai să zicem, în boxeri în fața la Unirii, unde mă vede toată lumea...
facem un pic de personal branding, dar depinde, depinde ce scrie pe boxeri. Hai să zicem 10.000 euro. Ok, bun, s-a notat. Radu, candidații s-au obișnuit să țină foarte mult interviuri pe Zoom în ultimul an, în ultimii ani. Noi ne tot străduim să îi aducem la locație, să îi mai vedem face-to-face. Devine tot mai dificil chestia asta. Ce ai sfătuit și pentru noi și pentru angajatori? Ce sfat ai da angajatorilor care încă n-au găsit rețeta pentru asta? Rețeta se aducă, sincer, nu vreau să pară așa foarte directiv, dar efectiv îl inviți și îl chem, vino ca să ne cunoaștem, că e cea mai bună formă în care ne putem da seama, îmi pot da seama și eu ca angajator, îți poți da seama și tu dacă avem acel vibe, acea conexiune, că și asta e importantă. Am testat în mai multe feluri, am lucrat cu oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată fizic, a funcționat. Dar cred că se simte conexiunea aia lipsă cumva când nu te întâlnești. Știi, ceva simți că lipsește. Așa că, nu știu, să fie, n-ar trebui să-i întrebe, sincer să fiu. Băi, vino și asta e, ne vedem, ne cunoaștem. Ok, deci cu japca. N-am vrut să zic, am încercat să fiu mai politically corect, dar băi, vino să ne vedem la un interviu face-to-face, că e cel mai productiv. Ok. Radu, știu că tu ai Reshare, compania care face content social media și nu numai, copywriting, articole și așa mai departe. Ce ai sfătui un angajator musai să conțină anunțul lui de recrutare ca să fie relevant în social media? Bună întrebare. În primul rând ar trebui să fie un anunț out of the box și să, aș vrea să spun mai degrabă ce n-ar trebui să conțin. Cum zic toți, bonusuri motivante, salariu motivant, un colectiv dinamic și plăcut. Băi, asta mă aștept să se întâmple când mă duc la un job. Mai degrabă să nu conțină asta și să fie mult mai, nu știu, să poate să-și prezinte cumva 1, 2, 3 membri din echipă. Uite, o să lucrez cu Cutărescu. E chestia cu familia. Da, și asta, știi? Da, adică cumva să nu mai meargă pe clasicele clișee în care bonusuri, salariu motivant. Băi, dacă tu te-ai un salariu motivant, pune-l să-l vedem toți dacă chiar te ține, știi? Mai degrabă să nu folosească unele lucruri și dacă nu le folosește pe astea, clar o să ajungă la un anunț mai onest, care ajunge la oameni și cu care oamenii rezonează mai bine. Ok, bun. Radu, a venit momentul. Ah, Dumnezeule, hai să vedem. Am alergat în boxeri. Dar banii mi-i dă cineva sau? Ah, ok, vedem. Era ipotetic. Da. Și eu am emoții, sincer. Aveai 10 șanse. Poți să vă la final ce șanse... Nu? Am înțeles, bine. Bun. Ai lucrat aproape 2 ani drept actor. Un an și 7 luni. Amator, într-o trupă de teatru amator, dar da. Hai că nu e asta întrebarea. Era o afirmație, okay. Radu. Nu ești atent la punctuație. Ok. Când ai jucat teatru ultima dată în viața reală, pe bune? Asta e dură. Aș bea un shot. Băi, jucat teatru. Nu, dar sunt roluri pe care le jucăm cumva în fiecare zi. Fie că suntem, nu știu, parteneri ai clientului, fie că suntem parteneri în relație de cuplu, fie că suntem copii față de părinții noștri, cumva nu mă pot comporta. Adică nu o să mă compor niciodată cu mama, cum mă comport cu un client, să fiu așa foarte vertical și să vorbesc cu un anumit limbaj. Nu, desigur. Deci când? Știi? Când am jucat totuși teatru ultima dată, cred că ieri, cu o discuție cu un potențial client cu care nu o să colaborez, din păcate, pentru că nu e acel vibe, dar am încercat să nu mă enervez la întrebările nesimțite cumva pe care le punea, asta în tonul a ceea ce avem aici. Bun. Mai avem 53 de secunde și vreo 4 întrebări. Hai să ne grăbim. Care este principala dificultate cu care te confrunți, Radu, în angajarea unor oameni? Că știu că și tu ești într-un proces de căutare a unui copywriter. E foarte simplu, să răspund foarte scurt. Nu știu gramatică.
Wow, ai câștigat puncte la da. Timp la întrebarea asta. Da. Vreau să reluăm un pic întrebarea de mai devreme legat de discuția cu măririle salariale. Uh-huh. Și aș vrea să te întreb, Radu, sunt sigură că sunt curioși și alții să-ți afle opinia. Care cumva, foarte mulți au tendința să vină acum la managerii lor să le solicite o mărire salarială având ca argument principal inflația. Am înțeles din ce mi-ai spus mai devreme că trebuie să se bazeze și pe performanță. Mai dă-le două, trei sfaturi candidat, angajaților care se află într-o astfel de situație și ce alte argumente ar putea aduce să fie relevantă cererea lor. Păi, poate cel mai simplu lucru să-ți mărești salariul este să ceri mai mult de muncă, poate să mai lucrezi o oră suplimentar pentru niște bani în plus de care ai nevoie. Și mă opresc aici ca să avem timp să răspundem la toate întrebările. Ia uite ce cumințelie vrea să-și păstreze pentru următoarea vizită la Unirii. Da. A venit momentul pentru întrebarea 3. Pac! Să vedem. Radu, când ai plâns ultima dată și de ce? Cred că anul trecut, de ziua mamei mele, pentru că n-am putut să fiu alături de ea. Eram la București, era la Craiova. Asta a fost motivul. Ok, mulțumim. Și last but not least, mai ai 18 secunde, Radu. Deci iată ce te-ai încadrat, respect deadline-urile. Încerc. Ai 18 secunde să te gândești dacă nu vrei să zici prima persoană care trece prin minte, pe care vrei să o numești, să o vezi aici pe canapea și să treacă prin aceleași chestii. Mamă, destul de dificil la persoană. Nu te așteptai la asta? M-ai așteptam. Urmărit YouTube-urile nu, noastre? Nu mă așteptam la următoarea persoană. Permite-mi totuși să mă gândesc și să spun mai târziu cumva. Mai ai 3 secunde. Mai am acum. 3 secunde. Shoot, Mircea Criveanu a fost un meu partener. Mircea, măgăreața, a picat pe tine în ultima secundă de timp. A sunat și timerul. Yes. Așadar, te așteptăm pe canapea. Îți mulțumesc foarte mult, Radu. Și eu mulțumesc. Mult succes în găsirea acelui copywriter care știe gramatică. Doamne ajută. Știi de ce nu l-ai găsit, nu? De ce? Că n-ai venit să lucrezi cu Corect, mine. Da. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să te avem pe canapea. Și mie mi-a plăcut. Dragilor, ne vedem la următorul episod, să vedem cu cine. Până atunci îl contactăm și pe Mircea. Pe curând!